Salutare tuturor și bine ați revenit! Astăzi o să vă conduc într-o experiență nouă, să vedem cum ducem un telefon la reparat la Orange și în cât timp vine înapoi și cum arată după reparație. Am un telefon cu probleme de ecran, nu este chiar stricat pentru că touch-ul merge, dar se vede urât cu semnele alea și am zis că e timpul să-l duc la reparat. Iar cei de la Orange, cu care am colaborat pe parcursul acestui an, au o campanie de responsabilitate, adică haideți să nu mai păstrăm telefoanele astea defecte în debarale, în cutii, să nu le aruncăm la gunoi pentru că conțin substanțe toxice, ci să încercăm să facem ceva concret cu ele. Și avem multe opțiuni. Putem să le ducem pentru buyback, putem să le reparăm și să le utilizăm, putem să le donăm cuiva, putem să le dăm la reciclare pur și simplu, dacă sunt foarte vechi sau inutilizabile, pe bune, ce rost are să le ții acolo. Bateriile alea curg la un moment dat, au substanțe toxice și așa mai departe. Și desigur puteți să le dați pentru refurbish și să alegeți întotdeauna când cumpărați telefoane refurbish. Și am să explic imediat de ce. Grupul Orange la nivel global și-a stabilit o politică de a reduce poluarea pe mai multe planuri. Iar poluarea este creată de dispozitive electronice. În primul rând, cum spuneam, de substanțele metale grele și alte substanțe pe care le conțin. Producția telefoanelor în sine consumă foarte mult dioxid de carbon, care poluează, după cum știm, este principala cauză pentru încălzirea globală. Pentru a reduce aceste fenomene, iată ce putem face. Putem să reciclăm sau să dăm telefoanele astea înapoi, să obținem un discount pentru ele. Evident, varianta cea mai bună este să le reparați, să le dați cuiva, să ajutați un om care nu are tehnologie, un copil care are acum școală online și nu are telefon sau tabletă și așa mai departe. Putem face toți fapte bune. Astăzi o să mergeți cu mine la service Orange din București, care este în Băneasa. O să predau telefonul acolo și apoi o să vedem ce se întâmplă mai departe, cât o să dureze reparația și când vine. Vă povestesc pe parcurs ce se întâmplă, vă arăt cum este în service și care este experiența cu oamenii de acolo. Hai să vedem! Eu am un Mate 30 Pro, care este un terminal superb și pe care plănuiesc să-l folosesc pentru fotografie și video, în special. Dar am observat că ecranul său are o dungă aici, are un semn aici, are o amprentă mare aici și mai sunt și alte, să zicem, zgârieturi fine care se observă doar așa, adică pe filmare nu cred că o să se vadă extraordinar. În schimb, când aprinzi ecranul, nu este chiar atât de afectat. Touch-ul merge și nu se vede senzațional de urât, dar am zis că este momentul să nu mai țin telefonul neutilizat în debara și să-l duc la reparat. Hai să vedem că dacă pe alb se observă ceva. Pe alb tot așa foarte fin se vede aici o dunguliță și probabil în meniu nu se observă mai mult, dar pe mine mă deranjează și fiind un pasionat de gadgeturi, chiar nu văd de ce nu l-aș duce la reparat. Eu a trebuit să vin până în strada Biharia 26 în București ca să vă filmez și de aici câteva imagini și să vă arăt cum duc telefonul, însă voi puteți fi mult mai inteligenți decât mine și să comandați direct din contul meu Orange un curier care va veni direct acasă, va prelua telefonul, va aduce la reparat și după aceea nu veți mai avea voi nicio bătaie de cap. Haideți să intrăm! Am ajuns la service ca să predau telefonul la reparat. Bună ziua! Thank you.
Este ora 3 și sunt înapoi la sediu. Aici să ridic telefonul deja reparat. Hai să vedem. Este gata atât de repede? Sigur. Mulțumesc mult. Da, am făcut și proba și este absolut tot în regulă. Am pus o nouă chestie aici că a fost în service. Și pe bune, nu era păcat de telefonul ăsta atât de frumosel. Au schimbat și geamul de aici. Nu mai are nicio zgâghetură din aia. Da, funcționează, se vede bine, nu mai există nicio problemă. Cam asta a fost aventura mea de astăzi cu telefonul la serviciul Orange. L-am lăsat acolo pe la 12:30 și pe la 3 m-au sunat că este gata, am ajuns imediat și mi l-am luat. V-am spus, putea să trimiteți un curier din contul My Orange. Vine, îl ia de acasă, vi-l aduce înapoi acasă. Totul depinde de fiecare caz. La mine a fost simplu, schimbat display-ul și a observat zgârieturi și pe capacul de la camera foto. Au scos și gemulețul ăla și au pus unul nou. Acum este ca nou și ăla. O să folosesc din plin telefonul în următoarea perioadă. Deci, dacă aveți acasă un telefon vechi, un telefon defect, un telefon care pur și simplu ocupă loc sau vreți, vă gândiți să-l aruncați, nu faceți greșeala asta, duceți-l la un serviciu de reciclare, duceți-l la reparat, donați-l cuiva care are nevoie sau obțineți pentru el un voucher când vă cumpărați ceva nou de la Orange. Cam asta este povestea de astăzi, o poveste despre fapte bune, merită să ducem mai departe chestia asta și fiecare se implice cât poate dacă ne pasă de mediu. Din punctul meu de vedere, cred că cea mai bună variantă asta e, iar telefoanele mai vechi o să le duc la reciclat. Ne auzim în curând cu povești noi, cu experiențe noi și cu telefoane noi în mod sigur. Ciao, baftă!